Și mai mult decât atât, va avea o misiune extrem de importantă, cea de a da municipiului Râmnicu-Sărat o destinație aparte, pentru că municipiul Râmnicu-Sărat, sigur, nu mai este o zonă, nu mai are o zonă industrială, și acesta poate fi un reper pentru turiști, care înseamnă o relansare pe orizontală a multor activități de aici. Mă refer la Horeca, mă refer la activități educaționale și așa mai departe. Se așteaptă ca după finalizarea acestui proiect, cel puțin 20.000 de turiști să vină aici anual. Cred că va fi un lucru extraordinar pentru toată această zonă și regiune, și în special pentru elevii de liceu, care trebuie să vadă cu ochii lor cum au sfârșit elitele interbelice, ce a însemnat comunismul românesc, represiunea pură prin sistemul concentraționar.